Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfaturi pentru oameni și business-uri inteligente. În săptămâna aceasta revenim către antreprenori sau cei care vor să înceapă o afacere în viitor și vorbim despre sectorul de piese auto. Analizăm câți bani se fac și unde mai exact, evoluția industriei din ultimii ani, cum să pui bazele unei afaceri în acest domeniu, discutăm cu antreprenori despre strategii de succes și cele mai noi trenduri. Sectorul de piese și accesorii pentru autovehicule include trei segmente importante de afaceri. Avem distribuția, adică codul CAEN 4531, apoi retailul, adică codul CAEN 4532 și, în fine, întreținerea și repararea autovehiculelor, adică serviciurile auto, care au codul CAEN principal 4520. Distribuția și retailul o să fie analizate împreună, deoarece reprezintă două verigi complementare pe lanțul comercial. În segmentul distribuției de piese sunt cam 1921 de companii active în România, cu aproape 13.000 de angajați, ceea ce înseamnă mai puțin cu 58%, respectiv 20%, față de retailul de piese auto. În ciuda acestui fapt, veniturile în distribuție sunt cu 171 mai mari, adică aproape 12 miliarde de lei față de 4,4 miliarde în retail. Poate vă întrebați unde vând piesele auto companiile de distribuție, dacă nu către cele de retail. Ei bine, diferența este generată în special de serviciurile auto, care cumpără de cele mai multe ori direct de la distribuitori, datorită volumelor mai mari, diversității de stoc și prețurilor mai competitive. Companiile din retail vând în special către consumatorii casnici, adică persoanele fizice. Dacă ne uităm la evoluția pe ultimul an, se pare că distribuția a fost mai afectată de pandemia COVID-19, în condițiile în care veniturile au scăzut de la 13,2 miliarde până la 11,8 miliarde. Practic, creșterea din ultimii 5 ani a fost de 15%. În schimb, veniturile din retail au fost relativ stabile în ultimii 2 ani la 4,3 miliarde, cu o creștere de 22%, datorită și efectului de bază pe ultimii 5 ani. Vorbim despre două piețe diferite. În distribuție, mari jucători fac regulile jocului. Practic, aici piața este mult mai concentrată, ceea ce se vede din acest grafic, care ilustrează pe axa verticală cotele de piață cumulate ale companiilor, sortate descrescător după cifra de afaceri și listate aici pe axa orizontală. Practic, vedem că primele 10% cele mai mari companii, adică primii 200 de jucători, concentrează aproximativ 80-88% din cota de piață cumulat. Spre deosebire de aceasta, în piața de retail piese auto, primii 10 jucători o să vedem că au o concentrare de undeva la 60% cotă de piață cumulată. Deci, la o primă analiză, aici avem mai mulți jucători mici care nu influențează decisiv piața. Astfel, retailul de piese auto pare o oportunitate de afaceri mult mai ușoară, deoarece concurența nu este atât de agresivă, iar piața nu este atât de concentrată precum cea de distribuție auto. De asemenea, investiția inițială în retail este mult mai mică, mai ales dacă mergi pe varianta de magazine online și te diferențiezi prin promovare și nișe identificată. O să vorbim despre toate acestea. Revenind la distribuție, jumătate din piață este concentrată în primele 11 cele mai mari companii, acestea fiind singurele cu cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro. Creșterea acumulată a veniturilor pentru aceste companii a fost de 50% în ultimii 5 ani, ceea ce este de 3 ori mai accelerat decât dinamica întregului sector. Practic, asta înseamnă că piața de distribuție piese auto se consolidează la vârf. Aceasta se vede și din creșterea accelerată a punctelor de lucru deschise de cei mai mari 11 jucători, aproape 350 de puncte de lucru deschise în ultimii 5 ani, de 2 ori mai mult decât toate cele acumulate în deceniul precedent. Durata medie a unei companii de distribuție de piese auto este de circa 15 ani de activitate. În schimb, piața de retail este mai tânără și mai concurențială, mai dinamică, cu o durată medie de viață a unei firme de 12 ani, în condițiile în care o treime din companii practic sunt înființate după anul 2016. Un alt aspect interesant în retail
este și agilitatea superioară și ușurința de creștere a veniturilor în perioada embrionară. Astfel, în medie, o companie activă în sectorul de retail ajunge la cifra de afaceri de 1 milion de lei în aproximativ 6 ani de la momentul înființării. Deci, ce învățăm de aici și din toate aceste cifre? În retail, potențialul de piață este mai mic, dar viteza de creștere a veniturilor în primii ani de activitate este mai mare datorită specificului monopolistic al pieței, adică mulți jucători mici care nu influențează decisiv piața. Haideți să vedem unde se fac cei mai mulți bani. Practic, având în vedere cifrele prezentate de până acum, probabil deja anticipez că profitul net superior raportat la vânzări este în retailul de piese auto, ilustrat în acest grafic prin coloanele de culoare roșie. Practic, profitul net în retailul de piese auto pe parcursul anului 2020 a fost de 6,1%, în timp ce distribuția din același sector a obținut un profit net de 4,3%. Și din perspectiva randamentului pentru acționari, retailul câștigă. Practic, pentru fiecare 100 de lei investiți în afacere, retailul de piese auto generează un randament mediu de circa 21%, în timp ce distribuția aduce cam 17% pe parcursul anului 2020. Unde se fac cei mai mulți bani în retailul de piese auto? Desigur, unde sunt și cele mai multe mașini. Așa că, dacă vedem pe acest grafic cifra de afaceri cumulată pe județe, Bucureștiul, Timiș, avem Mureș, Cluj și Dolj, sunt județele care au veniturile cele mai mari, cumulate la 1,2 miliarde de lei și o treime din piața la nivel național. În schimb, județele cu cele mai mici venituri sunt Mehedinți, Giurgiu, Covasna, Tulcea și Călăraș. Toate luate împreună sunt de 3 ori mai mici decât veniturile din București sau la jumătate față de Timiș. Dacă analizăm din perspectiva profitabilității, topul se schimbă. Practic, județele cu cele mai mari venituri în retailul de piese auto nu se regăsesc deloc în topul județelor din perspectiva profitabilității. Cele mai ridicate marje de profit se obțin în Călăraș, Alba, Suceava, Brăila și Ilfov, acestea fiind singurele cu un profit mediu net de peste 10%. În schimb, județe precum Timiș, Hunedoara, Covasna, Satu Mare au profituri mult mai mici, sub 3%, la sub jumătate din media națională, în timp ce Brașovul este singurul la nivel național care înregistrează o pierdere pe sectorul de retail piese auto. În acest ultim tabel pe care vreau să vi-l arăt acum, practic am pus în oglindă distribuția și retail-ul. Cele mai importante cifre, așa cum am văzut, afacerile din retail sunt mai puțin concentrate la vârf, au o cifră de afaceri medie mai mică, dar creșterea din primii ani este mai rapidă, iar profitul este superior. Poate vă întrebați de unde această creștere accelerată a sectoarelor de retail și distribuție piese auto. Ei bine, succesul este datorat creșterii accelerate a parcului de mașini din România, care este cel mai mare raportat la populație și infrastructură de autostrăzi din Europa. Și nu doar atât, avem și cele mai vechi mașini din Europa. Desigur, serviciurile auto profită din plin de toate acestea, după cum o să vedem în episodul următor. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.